era, frate. Ale, la luați aici, așa. Sănătate. Si, duc acolo să faceți sănătate. Sigur. Ce verificați la șoferi? Mărfă. Ce transportă? Ce... Și documentele. Aceasta, doar această zonă? Vă dați am descărcat? Vă dați am descărcat? Da, doar această zonă. Sunt gol. Am descărcat la gol. Ziua, șef principal, mă rog, serviciu, chiar pe comand control. Da. Pașaport. Pașaport. Camion, document, da. Eliot. 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 Da? Ce bagaj? Bagaj cu rupaci. Finlandie, cât e oră? Da, scuze. Păi, în primul documentele personale și ale camionului. Care tutir. Cum vedeți și rovineta. Este o zonă cu problema aceasta? De ce ați ales zona asta, prietenii? Fiind o zonă de tranzit, încercăm să identificăm anumite aspecte care, eu știu, cum ar fi cu... Ce le verificați, în afară de documente? Da, și ce transportă. Și ce transportă. Le corespunde marfa cu... cu documentele. Marfa cu documentele. Împreună cu polițiști de la... Serviciu economic, da? Serviciu economic și... Serviciul rutier, da, și detașament de intervenție rapidă. Cum e, să ne spune și rutier? Agent șef principal de poliție, Măroiu, Lucian. Lucian. Bak, şurada yazması lazım. Komple rupaj yüklü araba. Sac aksamı var, oto var bir tane. Ondan sonra cam var, oto cam var. Makine parçası var, tank rezervuarı var. Türkiye'den yükledim, Finlandiya'ya gidiyorum. Komple Finlandiya bagaj. A regulă. Zaten burada da yazar Finlandiya diye. Ne spune de unde a luat marfa, unde transportă. Güzergahtă burada. Bulgar, Roman, Macar, komple Finlandiya. Și că i-a pus plomba și documentele sunt în regulă. Și plomba este originală.
documentele, vă rog. Televizia, foto. Ce bagaj? Material. Ia. Vă zic când vine următorul, vă zic ce vine. Ce se urmărește la aceste autovehicule? În primul rând se verifică dacă sigiliul, numărul sigiliului trecut pe documentele de transport CMR Carnetir corespunde cu sigiliul trecut aplicat propriu-zis pe autovehicule. Până acum? Până acum toate autovehicule pe care le-am oprit și le-am verificat, sigiliile au fost intacte, neexistând suspiciuni de rupere sau... În cazul în care descoperiți o astfel de faptă? În care se va descoperi că unul dintre sigilii este deteriorat, se va proceda la verificarea cantității de marfă trecută pe documentele transport și cea faptică pe care o găsim în mijlocul de transport. Urmând în consecință să luăm măsurile ce se impun în funcție de natura și natura faptelor constatate. Numele și funcție. Inspector Hristad în cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, Giurgiu. Bună ziua! Aici e principal mărăiul serviciului, iar documentele noastre. Document. Mișca, da, auto. N-a sunat cu polițiști? Nu. Ce transport? Instalații sanitare. De unde veniți? De la București. Drumuri. E pentru primul control pe ziua de azi? Da. Cum vi se pare această inițiativă de control? Acțiunea e bună, dar infracțiunea se fac în altă parte, nu la, nu jos, la nivel înalt. Mulțumesc, o zi bună! Și ale mașinii și ale mașinii. Cum ar fi n-ar veni cu atribut? De unde veni? De la zona liberă Giurgiu. Vă așteptați să întâlniți polițiștii ei? Sigur că da. Sunt mereu aici, nu lumea. Cum vi se pare acțiunea oamenilor legii de asta? Foarte bună. Se obișnuie cu prezența dumnealor. Da, 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 de ce nu? E foarte bine. Aveți în regulă toate documentele? Da, 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 sigur. Ce transportați de regulă? Cereale. Nu ne dăm, nu ne dăm. Nu ne deranjează nimic absolut, numai faptul ce e în vama asta ta ne deranjează. Eu fac în fiecare zi, trec la Bulgar, am cursă de linie. Asta e singura chestie care mă deranjează. Nu, absolut nimic. N-am nimic nici cu domnii, nici cu controlele, că e foarte bine de problema asta cu controlele. Atâta bătaia asta de joc, care, ce se întâmplă cu podul, ce se întâmplă cu drumurile,
Asta e singura chestie. Mulțumesc. Nu trebuie să fim înconjurați de... Că domnii sunt destul de... Cei de la rutier. De rutieră, da. Deci nu... Aici sunt controle, avem ISCTR-ul, avem peste tot asta, dar numai bătaia de joc care e în vama asta, atâta. De masca și-a spus? Nu, n-am nimic, dar e urât, adică e urât ce să oprească șoferii cu mascații, ce se întâmplă? Ce, suntem așa răi sau cum? Ce eventualitate? Păi, sunt domnii din vamă care controlează sirienii. Sunt domnii din vamă, ce să, aici mai ajunge ceva sau cum? Și dacă vine o mașină cu sirien plină, ce le faceți noastră? Păi nu, dar asta, sau domnii ce le fac? O să ia frumos și îi bagă, că asta e societatea. Mulțumim, sănătate!